prieteni. După cum vedeți, la noi în studiou a venit primăvara. Avem aici niște frumoase lalele, proaspete, și vrem să vă invităm să urmăriți o emisiune special pentru Ziua Femei. O să stăm de vorbă cu invitata mea de astăzi, cu Carmen Buș din Târgu Mureș, așa ca între femei. Este o femeie specială, mămică a 4 copii, deși foarte tânără, și pe lângă această slujbă de mămică care este full-time, este implicată alături de soțul ei în coordonarea bazei Tineri pentru Misiune de la Târgu Mureș, unde fac împreună slujba de părinți spirituali pentru mulți tineri care se perindă prin acest centru de instruire. Bine ai venit, Carmen! Bine te-am găsit, Rodica! Mă bucur că ai venit și că ți-ai putut face stai timp. Stai un pic, că mă bucur, dar tu ai fost vreodată pe canapeaua asta? Să știi că n-am stat niciodată pe canapeaua asta. Totdeauna invitații stau acolo. Da, mă gândeam că astăzi cumva nu mă simt confortabil. E ok dacă schimbăm. Mai ales că fiind o emisiune așa de specială, aș vrea să fiu confortabil astăzi. Numai un pic, să vezi cum e aici, că poate Domnul te inspiră să schimbi canapeaua. Mi-aș dori să schimb decorul. Hai să vedem, hai să vedem dacă ți-e bine aici. Așa. Nu, aici e mult mai bine. Aici îmi place. Poți rămâne aici? Da, cum să nu? Deci facem schimb. Ok. Stimate telespectatoare, cum vedeți, lucrurile au luat o turnură interesantă. De data aceasta am schimbat invitatul special și pe bancheta de invitat, Rodica Baci, o femeie deosebită, o femeie foarte dragă mie, care este un model nu numai de perseverență, atât în rugăciune cât și în înfăptuire, nu numai un model de dedicare și pasiune, ci crede un nume care va fi, de care o să mai auzim în România. Cred, Rodica, și asta o spun sincer și cu convingere, că vei face istorie împreună cu Dumnezeu și mai ales printre femeile din România. Și vreau să auzim un pic din inima ta și din viziunea ta pentru femeile din România. Mi-aduc aminte că acum 2 ani eram eu pe postul de invitată pe acea canapea și povestim cu tine în drum dinspre Târgu Mureș și înapoi spre Târgu Mureș. Mi-am dat seama că ceea ce aud de la tine mă zidește așa de mult încât ar fi bine și ar beneficia și alte telespectatoare. Și știu că ți-am propus atunci să facem o emisiune de genul acesta, doar acum s-au potrivit lucrurile și așa a vrut probabil Dumnezeu. Dar am vrut să auzim inima ta. Mi-aduc aminte că te-am întrebat atunci, văzând că ești o femeie de afaceri cu succes, o femeie foarte implicată și în biserică, în viața multor oameni, în familia ta, și mi-aduc aminte că ți-am pus o întrebare. Crezi că ai fost omul potrivit la locul potrivit sau a fost multă, multă muncă și un pic de noroc, așa între ghilimele? Am vrea să ne... Nu știu dacă o să răspund direct la întrebare. Primată, lasă-mă să mă obișnuiesc, să văd cum se aude vocea mea de pe canapeaua cealaltă, de pe canapeaua de invitat la propria mea emisiune. E pentru prima dată când mi se întâmplă lucrul acesta. Într-adevăr, tu m-ai prevenit și mi-ai spus că ai vrea să schimbăm odată rolurile. Pe de altă parte, îmi place să spun multe lucruri care mi s-au întâmplat, deci cumva se potrivește cu ideea ta și ce este în inima mea, atâta doar că prezentarea care mi-ai făcut-o mă face să mă simt așa de... Acum oamenii au așteptări de la mine, cine știe și ce vor spune. Ce-mi doresc este să pot să spun lucrurile care sunt în inima mea coerent, ca să poată să folosească celor care le aud. Vis-a-vis de istoria pentru România, mi-ar place ca generația noastră, Carmen, să înfăptuiască o reformă. Cred că este un nou prag care al experiențelor cu Dumnezeu care poate fi depășit. Și dacă mă implic în domeniile despre care ziceai, inclusiv această emisiune, business-ul, familia, biserica, sigur, fiecare la ordinea priorităților după cum a stabilit-o Dumnezeu, este pentru că aștept această reformă și vreau să contribui la ea. Te audă Dumnezeu. Cred că multe femei din România trebuie să fie încurajate. Tocmai de aceea ești invitată noastră, pentru că știu că ai avut un parcurs. Nu te-ai trezit pe o canapea în fața unei camere de filmat,
ci Dumnezeu ți-a vorbit și aș fi foarte curioasă să aud și să audă telespectatoarele noastre cum ai putut să discerni vocea lui Dumnezeu, cum ai putut să ceri printre atâtea voci și mai ales într-un moment în care România evanghelică, știm că business-ul era privit cu ochii îndoielnici pe vremea aceea și uite că tu ai reușit, voi ați reușit, sunteți un exemplu pentru noi. Și vreau să ne împărtășești din experiența ta, a voastră, ca și familie, că este un business de familie, așa-i? Da, îmi place să subliniez lucrul acesta oriunde vorbesc despre businessul nostru, despre Materom, că este un business de familie și vrem să rămână un business de familie, ceva din viziunea mea, pe care de la Domnul am primit-o. Sigur, vocea Domnului am auzit-o în multe alte situații înainte și de când eram foarte tânără și o să revenim la lucrurile acelea. Dar să-ți răspund la întrebare, ca să nu mă eschivez. Ce-a fost? Multă muncă, da, a fost multă muncă. A fost nu noroc, ci binecuvântare și mai presus de lucrurile acestea a fost o chemare a lui Dumnezeu. Acum când mă uit în spate pot să recunosc pasiunea, dorința pentru nou care am avut-o a venit dintr-o scânteie pe care Dumnezeu a aprins-o, atât în mine cât și în soțul meu. Țin minte când eram tânără și vroiam să mă căsătoresc, adică știam că mă voi căsători, nu m-am grăbit că trebuie neapărat să se întâmple acum sau mai târziu. Mă rugam ca Domnul să-mi dea un soț care să facă ceva important, să n-avem o viață plictisitoare. Și pe vremea aceea, imediat după Revoluție, unii deschideau un mic business, alții erau implicați în lucrarea spirituală și am zis, Doamne, aș vrea să am un soț care să facă ceva important, fie într-un domeniu, fie în altul și eu să fiu persoana care să îl sprijin. Și când l-am cunoscut pe Puiu, pe soțul meu și mi-a cerut prietenia. Să salutăm și pe Puiu. Sperăm da, că se mai uita la emisiunea asta. El, am știut că e un om care nu e un om care se plafonează, care se complace. L-am identificat ca o persoană care vrea să aducă ceva nou și asta mi-a plăcut. Și am zis, accept prietenia ta pentru că îmi place genul de persoană care ești și cred că vei face lucruri interesante și vreau să fiu parte. Ei, după ce ne-am căsătorit, el avea viziunea pentru business și avea și habar. Știa cum se începe, cum se face. Prima carte de business am citit-o când eram însărcinată cu primul copil, chiar înainte să nasc. Era ceva ghidul întreprinzătorului, citeam noaptea, îmi plăcea și vroiam să aplic ce scrie acolo. Sigur, pe vremea aceea nu erau oamenii din biserică prea încântați de business-uri, deci cei care erau cu afaceri erau văzuți un pic așa, oameni cu risc spiritual, aceștia care vor să se îmbogățească, ori. Se citea versetul acela, cine vrea să se îmbogățească, își exact. Străpunge sufletul, este într-un mare pericol, cu alte cuvinte. Și nu știu, pe mine nu m-a afectat lucrul ăsta, am simțit așa o pasiune, o chemare, dar nu aveam un argument să le spun că da, și business-urile sunt de la Domnul. Aveam dorința să învăț, dorința să facem lucrurile bine, profesionist. Prima noastră firmă a fost o firmă de transport, am muncit mult, ne-am sprijinit, am plecat de la zero, deci stăteam în chirie, nu aveam bani, am găsit cu greu niște bani împrumut prin încrederea rudelor și am început. Deci era, cum să spun, nepromițător totul. Unii chiar spuneau, măi, o să vă pierdeți și mântuirea, probabil, implicându-vă în treburi din astea care nu sunt pentru creștini și probabil nici nu o să câștigați nimic material, pentru că era toată lumea speriată pe atunci, să conduci un business extraordinar de greu, vine garda financiară, vine nu știu cine în control, îți închide business-ul, poți să faci și pușcărie, deci oamenii veneau cu tot felul de avertismente. Totuși nouă ne-a plăcut și a mers în continuare. Învățam tot timpul. Deci pe lângă faptul că ziceam, măi, ce bine ar fi ca bunica mea să fi fost o femeie de business. Mă rog, a fost în felul ei bunica. Dar să fi moștenit niște principii, niște învățături. Noi cum am trăit în comunism, părinții noștri au mers la serviciu, au venit acasă și
ne-au transmis un model care mie mi se părea destul de plictisitor. N-au făcut altceva decât să investească în noi ca și copii și să ne spună trebuie să învățați, trebuie să fiți buni profesioniști ca să aveți împlinire și să aveți și impact în societate. Dar despre business, zic, mi-aș fi dorit să am pe cineva în familie care să-mi spună, uite, eu am făcut așa, să moștenesc o experiență. Dumnezeu v-a chemat pe voi să puneți cărămizi pentru generațiile următoare. Asta este, fără îndoială, un adevăr. Mi-aduc aminte când mi-ai spus mărturia ta în mașină, m-a impresionat foarte mult o întâmplare, un eveniment, și anume cum, pentru că tu ai spus, erau riscuri, ați început de la zero și oamenii vă văd așa și își închipe că întotdeauna ați fost așa. Și atunci mi-aduc aminte o povestioară ce mi-o spuneai, că ați mergeai în supermarket cu listuța, exact ce-ți trebuia. Poate ne spui un pic. Da, așa m-a sensibilizat. Deci, erau foarte mari sacrificiile. Și de asta știu că a fost o chemare de la Dumnezeu care poate nici nu am știut noi să o definim așa. Era o pasiune. Vrem să facem lucrul ăsta. Vrem să-l facem bine. Ei, nu-ți ajungeau banii ca să întreții business-ul, să-ți cumperi motorină, să-ți plătești angajații, să faci costurile care erau în business. Și atunci, de multe ori, nevoile familiei erau pe planul 2. Nu ne cumpărăm un covor nou, nu ne cumpărăm o perdea nouă, mergeam la prietenele mele și la rude. Și mai vedeam prin casă o mobilă nouă, o perdea, o față de masă. Nu v-ați complăcut? Și că noi nu ne permiteam, că soțul meu era cu banii și business-ul era pe primul loc. Și ziceam, măi, unii chiar mă considerau o femeie mai puțin gospodină, care nu știe să-și cumpere, care nu o interesează. Ei, în sufletul meu totdeauna mi-am dorit acele lucruri și țin minte că odată de Crăciun ne-am pus pe listă să ne cumpărăm o față nouă de masă, un set de pahare și o oală. Deci a fost pentru noi așa o mare bucurie că am reușit să cumpărăm astea pentru colindător, pe lângă mâncarea de Crăciun. Cum era în fiecare zi? Primeam de la soțul meu o sumă de bani, 100 de lei sau 50 de lei. Trebuia să fac mâncare pe 2 sau 3 zile pentru mine, pentru el, pentru copil și poate pentru un musafir sau altul care venea, poate de multe ori venea un angajat și trebuia să ia masa cu noi. Mă duceam în supermarket și ziceam, bun, fac mazăre cu ochiuri și luam lista. Mazărea costă atâta, ouăle costă atâta, ulei n-am, trebuie să cumpăr o sticlă de ulei, mai trebuie să cumpăr puțină făină, și detergent, bun, nu mi-ajung banii, schimbam, atunci nu merge cu ochiuri, că merge cu cabanos sau cu nu știu ce. Și făceam meniurile astea așa în funcție de buget. Sincer îți spun, nu ca să mă lauți așa, nu mi-a fost niciodată frică de asta și nu m-am plâns niciodată. N-am zis că, măi, dar de ce nu ne permitem? Deși vedeam asta că este un lucru mare. Și o să revenim la întrebarea asta, cum e cu plângerea și cu atitudinea de victimă. Dar vreau să mai auzim din pașii pe care i-ați făcut. Da. Și cum ați construit voi lucrurile? În aceste vremuri, chiar dacă lucrurile erau așa la limită, aveam de la Domnul încurajări. Țin minte că odată stăteam și mult singură, pentru că nu aveai mulți oameni care să-i pui la lucru. Soțul meu mergea în cursă, aveam firmă de transport la început, el mergea să caute de lucru, pe urmă el mergea să ducă actele la contabil, mergea să repare mașina, deci era foarte mult plecat. Era și cap și mâini și picioare. Da. Mai făceam și eu ce făceam, dar eram mai mult pe postul de dispecer la început. Primeam telefoane, nu erau telefoane mobile, stăteam în casă și mă duceam să-mi plimb copilul după ce știam că avem asigurat de lucru pentru ziua de mâine. Primeam comenzile și după aceea mă duceam și eu să îmi văd de alte treburi. Ei, stând așa odată acasă, copilașul meu dormea, copilașul care acum are 20 de ani, Domnul mi-a vorbit despre un fel de întreprindere. Pe atunci firme erau așa, un chioșc cu 2 angajați, lucruri foarte dimensiune mică de business. Și așa am văzut o întreprindere cu mulți oameni în care, și acum parcă îmi dau lacrimile când mă gândesc, în care copiii mei să lucreze și să moștenească ceea ce eu n-am putut să moștenesc, experiența. Să știe clar că, uite, noi ne putem ocupa de asta, putem duce asta mai departe. Și i-am zis soțului meu și el a zâmbit și a zis că da, ar fi frumos, numai că e departe, deci uite unde suntem acum și ei, să nu fie mai rău decât așa.
Dar... Te-am identificat ca o vizionare de la început și asta îmi confirmă lucrul acesta. Și asta pot să spun că m-a ținut în momentele grele și am știut că Dumnezeu vrea ca noi să facem lucrul acesta. Ce ne-a ajutat? Chiar dacă eram în tot timpul sub un buget de austeritate, am avut niște principii scripturale care le-am aplicat. De exemplu, soțul meu a vrut să plătim zeciuiala și să căutăm oameni în nevoi. Mergeam cu plase de cumpărături pe la persoane care ni le aducea el și vedeam atâta bucurie și ne simțeam așa de binecuvântați, știi, parcă ne-am fi cumpărat nouă. Apoi am luat alte decizii care ne-au costat mai mult. De exemplu, având firmă de transport, am hotărât, de fapt soțul meu la un moment dat a hotărât că nu mai vrea să transporte bunuri ca și alcool, tutun. Pentru că a zis el așa, noi nu dăm la nimeni dacă vine în casă, nu dăm un pahar de băutură, că noi nu bem, că nu ne face bine. Dar eu aduc un camion de așa să bată un cartier și ce se întâmplă în casele acelea? Pentru că locuiam la bloc, știam în apartamentele vecine, conflicte, seri stricate datorită soților care veneau acasă cu o băutură amețitoare deja urcată la cap. Și el a luat decizia asta. Au fost luni în care n-am avut de lucru. Nu aveai comenzi, era greu, dar n-a renunțat. Stat de poziții. Și Dumnezeu a deschis o altă oportunitate și așa, prin călăuzirea Domnului. Deci nu pot să zic că a fost noroc, ci au fost oportunități și a fost binecuvântare și a fost ascultare. Și auzim că le-ați făcut și faptul că nu ați compromis, cred că asta... Da, cât am înțeles, cât am știut, pentru că tot timpul am identificat după aceea lucruri care, dar lucrul ăsta nu-l știam și uite că l-am făcut greșit, hai să-l schimbăm. Când am vrut să schimbăm anumite principii, a devenit neplăcut, poate chiar pentru unii apropiați sau oameni din familie și am simțit respingere, dar... Dacă am știut sigur că Domnul e de acord cu acea schimbare, am făcut-o. Și astăzi mă gândesc că poate sunt lucruri care nu le facem bine. Și ne rugăm, Doamne, nu vrem să facem de rușine calea Ta, pentru că astăzi îmi este mult mai clar că Dumnezeu vrea să își găsească oameni, vrea să își găsească medici, vrea să își găsească sportivi, cântăreți, oameni de afaceri, în toate domeniile care să-i poarte lumina. Amin, da, așa... Așa vedem și așa văd și eu împărăția. Sunt atâtea domenii în care noi creștini nu suntem prezenți. De aceea mă bucur să văd oameni de succes în afaceri în România și care să-L glorifice pe Dumnezeu. Știu că... Cum ai descrie, de fapt, înainte de asta? Cum ai descrie acum afacerea voastră în câteva fraze? Cum? Știi, mi-a plăcut o descriere care a făcut-o un frate. Era și el și om de afaceri și avea o slujbă în biserică, nu mai știu exact ce investire avusese. Și când ne-am cunoscut, i-am povestit de firma noastră, era din Norvegia, a spus, păi da, voi aveți o biserică foarte mare. Dacă mă gândesc la angajații voștri, dacă mă gândesc la clienții voștri și la toți cu care veniți în contact, aveți un câmp în care să-L duceți pe Dumnezeu oamenilor. Amin. Și am fost foarte de acord că asta era și în inima mea. Un loc în care poți să fii ceea ce Dumnezeu te-a rânduit să fii, o organizație construită pe principii de familie și chiar în acum când am împlinit 15 ani, uite, nu mi-am adus neapărat, nu am pregătit să citesc, am formulat în câteva cuvinte acele valori pe care noi le avem și în care spunem cam așa, că nu suntem doar o societate comercială, suntem o organizație construită pe principii de familie. Nu oferim doar piese auto, ci oferim soluții de business. Ne gândim cu responsabilitate la clienții și la furnizorii noștri și cu toate astea ne uităm spre viitor, spunând că avem responsabilitate înaintea lui Dumnezeu față de toți aceștia, față de colegii noștri și de familiile lor, față de clienții noștri și de toți cei care au oarecum o legătură pe ramificația aceasta.
Rodica, în paralel cu afacerea, tu ai construit sau ai construit. Cred că ai fost ascultătoare de Dumnezeu și l-ai lăsat să te responsabilizeze și vis-a-vis de lucrarea cu femeile. Am auzit un pic mărturia ta. Ceea ce aș vrea un pic să ne luminezi este cum ai putut, cum spuneam și mai înainte, să discerni că este vocea lui Dumnezeu și mai ales te aud că ești vizionară, este foarte clar din orice spui, dar cum ai putut să răspunzi provocării, Doamne, de ce eu? Pentru că erai tânără, încă erai și mămică tânără, erai ocupată și la business și Domnul te cheamă să pionerezi și o lucrare cu femeile într-o biserică. Cum ai știut să discerni vocea Domnului, să stai în picioare și să pui bazele acestei lucrări, care, uite, este în continuă creștere, că despre asta vorbeam chiar astăzi. Domnul să fie slăvit pentru tot ce face El. Știi, cred că răspunsul este în Efeseni 2 cu 10 și aș vrea să-l citesc. Cum? De fapt, Dumnezeu știe cum și ne descopere nouă câte un pic, așa, pe măsură ce putem duce, că dacă ne-ar descoperi totul de la început, poate n-ar fi cel mai folositor. Îmi place versetul ăsta foarte mult, Efeseni 2 cu 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și mai jos spune că n-avem cu ce ne lăuda pentru că totul ne-a fost pregătit. Și de fapt, cu fapta care o facem, îl lăudăm pe Dumnezeu care El a pregătit și voința și înfăptuirea. Cu auzirea vocii lui Dumnezeu, cred că s-a întâmplat cu mult timp înainte. Înainte să împlinesc 17 ani, cu câteva zile, pentru că aveam o relație cu Dumnezeu, mergeam la biserică, mergeam la rugăciune, părinții mei mi-au spus, mi-au sădit asta, că cel mai important lucru în viață este să fii o persoană legată de Dumnezeu, să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Și apoi toate celelalte lucruri, căsătoria, cariera, bunăstarea, se rezolvă. Deci asta mi-au spus ei în cuvinte simple și mergând, încercând să aplic principiile astea, la 17 ani, atunci am făcut și botezul, dar am văzut că nu e atâta doar te botezi și ești într-o biserică. Am stat 3 zile de post și de rugăciune înaintea Domnului, ca Dumnezeu să ia aminte că eu sunt disponibilă. Iată, deci am vrut să-i fac cu mâna. Sunt aici. Nu, e o viață lungă de trăit, dar care va trece foarte repede. Aveam un cântec și îl cântam pe vremea aceea cu fratele meu, nu mai țin minte versurile, dar unul dintre ele zicea așa: erai copil, copiii tăi e tot ce viața ți-a promis. Deci se referea așa că trece viața foarte repede și fără o relație cu Dumnezeu care să te ducă în veșnicie, este o mare pierdere. Și atunci am zis: Doamne, eu nu pot să decid, se citeau pe vremea aceea textele că sunt multe slujbe și cine dorește să fie proroc, dorește bine și Dumnezeu îi descopere o cale și mai bună. Am zis, eu nu sunt în măsură să spun că vreau să fiu proroc sau vreau să am o slujbă foarte interesantă, dar aș vrea ca tu să faci din viața mea ceva frumos, ceva util, ceva care să mă împlinească și pe mine și să fie util celor din jur. Și după cele 3 zile de post și rugăciune, Domnul mi-a vorbit printr-o persoană care ținea la mine și o consider bunica mea spirituală, mă rog, a fost un fel de părinte spiritual, era o soră în vârstă din biserica noastră, sora Aurelia Costin, poate mulți care ne ascultă o cunosc, și care tot timpul m-a încurajat și a încercat să-mi spună că este în mine valoare și trebuie să mă țin de Dumnezeu, că El are planuri mari cu toți oamenii, dar vroia să-mi spună că să am grijă ce fac, că Domnul are planuri cu mine. E și Domnul profetică. Da. Domnul m-a încurajat prin ea și mi-a confirmat, a fost încredințată că a luat aminte la cererea și rugăciunea mea. Sigur, pe vremea aia nu știam eu că această dedicare aduce și suferință, aduce și respingere, ai nevoie de o armură spirituală, ai nevoie de multe lucruri. Ei, eram implicată în vremea aceea în biserică slujind prin recitarea de poezii și tot timpul eram în documentare, trebuia să caut, să cercetez, să citesc și poeziile astea m-au ajutat mult. Deci, fără să vreau, am studiat, pentru că unele sunt foarte încărcate cu mesaj teologic, cu aplicație practică.
Ei, și au fost ani în care am slujit în felul acesta, dar m-am și instruit. Tu te documentai ca să aduci un mesaj teologic pur, corect, sau ca să știi ce să alegi? Alegeam poezii, mă rugam și ziceam, Doamne, vreau ca Tu, prin poezia asta care eu o recit, să vorbești cuiva, cineva care e acolo în biserică. Și erau recunoscute ca lucruri prin care Dumnezeu vorbește. Pentru că mă rugam înainte. Ei, dar Dumnezeu vorbea și mie. Și prin asta am crescut. La un moment dat, cineva m-a încurajat. E vorba de pastorul Bergheanu, care lumea îl cunoaște, telespectatorii îl cunosc de la o altă emisiune de la Credo TV. Și mi-a spus, de ce nu faci ceva pentru femei? Citisem între timp cărțile Lindei Dilău și vedeam că în alte zone, citeam revista Priscila, Lidia, în alte zone femeile se mai întâlnesc, mai stau de vorbă, mai se încurajează, fac ceva împreună. Și în acel moment în care eu eram cumva cu dorința asta, că de ce nu este și la noi, a venit cineva să mă întrebe, de ce nu faci ceva? Mă gândeam, Doamne, de-o sta așa de tânără. Aveam sub 30 de ani. Aveam 2 copii mici. Trebuia să fiu alături de soțul meu în business. Nu eram soția unui pastor care să aibă dreptul sau în fișa postului să facă lucrarea asta. Și zic, bine, cum să fac eu? Nu că mi-aș fi dorit să fie și să mă duc să fiu și eu acolo, să primesc, să dau câte puțin. Și vorba aceasta, invitația aceasta m-a pus pe gânduri și am zis, bine, și dacă nu este, cât să mai așteptăm până să fie? Și atunci am început să mă rog. Și a fost un 8 martie, acum cred că 13 sau 14 ani, în care am luat inițiativă. Și foarte interesant, Dumnezeu îmi vorbea, mă încuraja, simțeam, am văzut confirmare din partea soțului meu. Da, zice, ai putea să faci, cred că tu, deci mă mir cât de mult a văzut soțul meu în mine. Și m-a susținut și m-a încurajat. Eu nu mă mir. Nu, pentru mine era, zic, în general, bărbații le spuneau femeilor, stai tu în banca ta, lasă, nu te expune, vrei toată lumea să te vorbească de rău, că uite ce idei îți vin, sau vezi tu de familia ta. Deci cam ăsta era discursul modelul, pentru femei. Tiparul. Pe când soțul meu, mulți înainte să mă căsătoresc, au fost îngrijorați, dacă voi mai sluji în biserică cu poeziile acelea care le recitam eu înainte. Și dimpotrivă, el m-a încurajat și mai mult. Înainte m-a încurajat părinții mei, m-a încurajat pastorul bisericii, dar după aceea am mai avut și pe soțul meu care să mă încurajeze. Deci a fost binecuvântată din acest punct de vedere să primești încurajare. Da, Dumnezeu a făcut o echipă bună. Și acum să zic cum am fost la prima întâlnire. La prima întâlnire, pentru că atunci când vii cu o idee nouă, parcă știam că se creează întrebări, suspiciuni, dar ce urmărești cu asta? Cum? Am început să mă rog și am început să-mi fac o listă cu surori pe care să le sun, să ne întâlnim, să vedem oare ce părere au. Și vreau să-ți spun că înainte să dau fiecare telefon, le-am spus asta și copiilor mei și face parte din mărturia mea despre cum lucrează Domnul și cum te ajută atunci când ești slab, când ești jos, când n-ai nicio influență. Cum te ajută să poți să îmbraci aceste fapte bune care ți le-a pregătit el, să nu rămână acolo pe umeraș. Mă rugam, copiii se jucau în camera lor, ziceam, uite, mami are de dat un telefon, stați 15 minute, liniștiți, nu faceți gălăgie că vorbesc cu sora cu tare. Mă duceam, mă puneam pe genunchi, Doamne, acum o sun pe sora Nela, te rog să o binecuvintezi, te rog să faci să înțeleagă mesajul meu și să-i pui și ei pe inimă dacă e de la tine lucrul ăsta. Mă rugam, sunam, îi spuneam intenția, ideea era să ne întâlnim, să vedem dacă se poate. După aceea puneam jos, mergeam să văd ce fac copii. Doamne, acum o sun pe sora Anne Marie. Și așa mai departe. Și așa mai departe și ne-am întâlnit cu vreo 15 surori, cred că prima dată, să stabilim cum să organizăm o întâlnire de 8 martie la biserica în care era. Am
organizat-o, au venit păstorii, ne-au binecuvântat, bineînțeles a fost cu știrea conducerii bisericii și am primit această încredere și am văzut că încrederea, de fapt am primit-o ca de la Dumnezeu. Până urmă a continuat să ne întâlnim în fiecare lună, femeile au venit mai aproape, am organizat conferințe și... Acolo tot e istorie, cum se spune. S-a tot dezvoltat, dar începutul, cred că nu o să-l uit niciodată. Nu, și am identificat două principii eu. Probabil că alte telespectatoare vor identifica și altele. Din ceea ce ai spus tu, și anume unul că ai născut totul în rugăciune. Eu am citit de curând un citat și pare rău că nu pot să spun cui aparține. Și scria că ce nu este născut în rugăciune este născut în mândrie. Și te-am auzit. Și asta o știu de la tine. Scalzi în rugăciune înainte lucrurile. Și al doilea principiu care l-am identificat ascultându-te acum este unul de care l-am învățat eu de leadership, de conducere, și anume că te duci întâi la persoanele cele mai influente și încerci să le câștigi cu viziunea ta. Ai făcut asta intenționat? Da. Intenționat. Da. Deci Dumnezeu ți-a dat nu doar inima pentru rugăciune, cum ai spus tu, și voința, și înfăptuirea, strategia. Uite-te că ai primit și o strategie de la Dumnezeu. Știai că trebuie... Deci, este un principiu care noi încă învățăm ca și lideri. Am știut atunci, fără să mă consult cu nimeni, sigur, cu soțul meu vorbeam și spuneam, uite, mi-am făcut lista asta, m-am gândit la aceste surori, vreau să le invit, bineînțeles, erau conducerea, soțul meu nu era în conducerea bisericii pe vremea aceea, bineînțeles că m-am gândit la soțiile liderilor și cu care aveam cu fiecare dintre ele o relație bună, ne cunoșteam din biserică, a fost foarte important să nu am conflicte, să nu fie persoane care să aibă despre mine o părere că măi, uite ce mi-a făcut atunci și deci nu mă asociez cu o astfel de persoană. Deci a fost pe un fond de pace, dar am știut că aceste femei sunt femei la care altele se uită și că ele ar trebui cumva... La rândul lor ele pot să influențeze altele. Și acum stau și mă gândesc că de fapt eu am fost așa o mică scânteie, dar de fapt ele au făcut. Dacă nu... Probabil că aveau și ele dorința în inimă, doar trebuia Da, și au confirmat. Aducă împreună. Și au spus orice bine și ne bucurăm și apoi au venit altele la care noi nici nu ne-am gândit, s-au arătat foarte disponibile. Și acum, tu știi lucrul ăsta, după ani de zile, suntem la ediția a 8-a, a fost anul trecut, dacă nu greșesc, sau a 9-a, acum nu contează așa de mult cifrele, a conferinței interjudețene, o conferință care s-a făcut pentru prima dată cu bisericile din oraș, dar au venit și femei din afara județului, de la biserici mai mici. Și Dumnezeu a sudat niște legături între femei de la biserici diferite, chiar și biserici independente, cum nu puteam să-mi imaginez. Deci vedem o colaborare, o conlucrare, nu numai pentru un eveniment care se numește conferință. Ele și-au deschis acum împreună ateliere de lucru, atelier de întrajutorare, atelier de consiliere, atelier interbisericești, da. Da. Și sunt la aceste lucrări femei din diferite biserici care se acceptă, care se iubesc. Deci poți să vezi așa o atmosferă când te întâlnești pentru un eveniment. Și pot să confirm asta pentru că am fost la ultimele întâlniri și mi-aduc aminte o persoană, o prietenă de-a mea care a participat și ea venind din alt oraș recent, chiar a făcut afirmația asta că nu a mai văzut de mult, sau în orașul meu, sau în alte orașe, femei care să lucreze așa de frumos, venind din atâtea, nu doar biserici, ci și confesiuni diferite. Da. Că avem chiar o reprezentare frumoasă, ca și număr de confesiuni. Și putem zice, chiar dacă suntem din aceeași confesiune unele, fiind perioada comunistă, a fost o singură biserică. După aceea s-au despărțit mai multe biserici din dorința de a planta și de a aduce oameni la Domnul. Sigur, când se întâmplă astfel de lucruri, se mai produc și răni și în ciuda acestui fapt, femeile sunt împreună, femeile colaborează și se sprijinesc și se apreciază și asta consider o lucrare care numai Dumnezeu a putut să o facă.
Nu noi, n-am avut cu ce cred că este o minune. Mi-aduc aminte o conferință de rugăciune de acum câțiva ani și am avut un cuvânt de la Dumnezeu și îl iau în seamă și mai ales pe cele a căror sursă, în a căror sursă am încredere, nu o să divulg numele că nu este important. Și mi-aduc aminte că Dumnezeu ne atenționa, ca și biserici. Avem duhul acesta de individualitate, de eu singur duc torța asta și cred și identific în ceea ce spui tu mâna lui Dumnezeu și o minune faptul că putem să venim împreună așa și să lucrăm. Și nu mai spun de lanțuri de post și rugăciune care facem în fiecare an. Ne-am gândit, am crescut de la 6 săptămâni înainte de conferințe. Deja s-a ajuns la mai multe luni. Femei din biserici diferite se roagă și aduc înaintea Domnului cauza lucrării cu femeile și cauza orașului. Nasc din Duh, ceea ce spuneam mai înainte, și nu din mândrie, să ne ajute Dumnezeu la asta. Mai înainte spuneai că, și mă pot identifica într-o anumită măsură cu asta, că mami are de făcut un, de dat un telefon, 5 minute stai aici și cum vreau să te întreb un pic așa, pentru că nu vreau să fie neapărat să nu alocăm așa de mult timp acest lucru, poate cu altă ocazie. Cum ți-ai schimbat pălările? Cum ai învățat să acum sunt mămică, acum sunt soție, acum sunt femeie de afaceri, acum sunt lucrător în biserică, cum le-ai împăcat și dacă ai regrete? Grea întrebare, dar o să zic cum am făcut. Sigur că întotdeauna se poate mai bine. Este mai bine și sperăm ca cei care vin în urma noastră și m-au văzut pe mine și te văd pe tine și pe alte femei să identifice și mai mult și să lucreze și mai eficient. A fost greu. A fost greu pentru că era chiar la granița de acea mentalitate. Dacă te căsătorești și mai ales după ce ai copii, cam atât. Vorba aceea mai puțin frumoasă, la cratiță și gata. Nu că nu iubim cratițele, că avem și mai ales, de toate felurile. Mai ales înainte găteam și am și eu pasiune pentru bucătărie în măsura în care mai am timp. Ce m-a ajutat foarte mult a fost cartea Lindei Dilău, Partenera Creativă, care vine pe baza biblică din Proverbe 31 să pună în ordine prioritățile din viața femeilor. Și acolo m-am convins că este femeia mai mult decât responsabilități casnice, mamă, deci astea, clar, nu vom renunța niciodată la ele. Dar acolo am identificat următoarea ordine a priorităților, e valabilă și pentru bărbați, nu numai pentru femei. Prioritatea numărul 1 în viața noastră este Dumnezeu. Apoi este soțul meu, apoi sunt copiii mei, apoi casa mea sau eu însumi, nu mai știu exact dacă greșesc, apoi serviciul meu și apoi alții, inclusiv lucrarea de misiune, lucrarea cu femeile la care tu spui că am ascultat de Domnul, este pe acel loc, mai în spate. Și aș putea să vorbesc câte un pic despre fiecare din aceste priorități, ca să vezi cum le-am înțeles eu, pentru că altfel nu reușeam să fac puzzle-ul ăsta. Deci, în primul rând, din Dumnezeu ne tragem toată puterea și cu El trebuie să avem cea mai strânsă relație. El decide, până la urmă, El ne pregătește faptele bune pentru toate celelalte domenii. Apoi, căsătorindu-mă, am știut că față de soțul meu sunt responsabilă, pentru că este singura persoană care și-a legat viața de mine. Deci nu mai ai un alt soț, nici el nu mai are o altă soție. Și atunci eu trebuie să mă preocup de bunăstarea lui sufletească și spirituală. Asta înseamnă de la atenție, de la timp petrecut împreună, relația de dragoste, absolut încurajare, tot, încurajare, rugăciune și iertare, pentru că intervin și momente grele și atunci relația cu Dumnezeu ajută, curge ca un râu și te ajută să rezolvi și această prioritate și responsabilitate. Ei, după aceea, vis-a-vis de copii, împreună am reușit să facem echipă bună. Eu spun acum că am reușit, nu că n-am făcut și greșeli, am făcut, dar am avut aceeași viziune, am văzut copiii trebuie să fie disciplinați, trebuie să avem timp pentru ei.
Nici nu știu, dar am știut că ei sunt mai importanți decât orice altă lucrare. Dar atât de importanți încât să nu sufoce celelalte domenii. Există și părinți care se blochează aici, copiii sau soțul. Și mai ales mămici, cred, și nimic. De aceea... Da. Da, și nu mai fac nimic, crezând că doar atât trebuie să facă. Dar eu cum am gândit? Am zis, copiii aceștia vor crește și copiii fac ceea ce te-au văzut pe tine că ai făcut. Și atunci, dacă eu vreau ca ei să devină niște oameni implicați pentru Dumnezeu, atunci și eu trebuie să fiu implicată. Și am văzut, de exemplu, acum văd în fetița mea care împlinește peste câteva săptămâni 18 ani. La mulți ani, Nati! Da, la mulți ani! Văd o persoană atât de pasionată pentru slujire. Se implică la biserică, la laudă și închinare, merge în misiune, în multe, la cafenea, în multe activități și zic, eu nu i-am zis niciodată așa foarte direct, vezi că trebuie să te implici foarte mult, trebuie să faci asta, dar o văzut și s-o gândit că e împlinitor, adică te simți bine să faci asta și Domnul e de acord. Și mai ai doi copii, poate ne spui un pic și de ei. Da, Mirel este va împlini 21 de ani, este student, studiază la München și mă bucur de el, deci de modul în care Dumnezeu a lucrat ca să poată să ajungă acolo la școală, sigur. Dacă vorbim de regrete, când mi-a plecat primul copil de acasă, mă uita la camera goală și treceau așa niște sentimente prin inimă, zic, Doamne, a plecat. Pe de altă parte mă gândeam, lasă că vine înapoi, s-a dus numai pentru câteva 6 semestre. Și am știut că așa cum era pur acasă în fiecare seară și tot timpul legat de noi, probabil că nu va mai fi, probabil că cumva și-a luat zborul. Și am zis, Doamne, oare am făcut tot ce trebuie pentru copilul ăsta? L-am pregătit pentru viață. Oare am investit, am stat lângă el atâta cât trebuie? Eu, ca mamă, zic că niciodată nu-i destul, niciodată nu-i suficient. Subscriu, da. Și atât de mult ai vrea să investești și să fii acolo. Și am întrebat pe copiii mei. Odată am întrebat-o pe Nati. Nati, zic, uite, eu sunt implicată și la biserică și cu business-ul, dar eu dacă aș vedea că ceva nu merge bine în viața voastră și asta are efecte negative, mai bine n-aș fi făcut nimic, pentru că aș fi cea mai nefericită persoană. La care Nati, așa directă cum e, mami, zice, dar tu prea mult stai cu noi. Ah, ce drăguț! Zic, vreau să mă asigur și vreau să știți că sunteți mai importanți decât business-ul, chiar dacă e un business de familie și soțul meu a avut viziunea cum să facem o trecere la generația următoare. Mirel este deja acționar, deci de la 18 ani și Natalia va deveni anul acesta. Vrem cumva, dacă nu folosește familiei, putem îndepărta această activitate. Dar am zis că și copiii noștri au chemare și pasiune pentru business și atunci... Pentru muzică, de asemenea, scuze-mă că te întrerup, muzică, da. N-am vrut să uităm să specificăm că Mirel este toboșan într-o formație, da. Care, uite, crește în România. E foarte pasionat. Revers și cred că au fost și aici invitați, nu? A fost revers pentru muzică, între muzică și vers, dar Mirel n-a participat atunci, că era la un seminar. Da. Oricum, au multe concerte, au avut și acum de Crăciun un album nou și mă bucur că Domnul i-a dat băieți de vârsta lui cu care să poată să lucreze și... Și fac un lucru frumos, chiar am fost la concertul de Crăciun și mi-a plăcut foarte mult. M-am bucurat și atunci că oameni care au venit pur și simplu să audă un concert au auzit și un mesaj susținut de Dan Leș și unii și-au predat viața Domnului. Și mesaj chiar prin muzica băieților. Au fost, după părerea mea, foarte creativ, profesionist și Domnul să le ajute să crească de acolo. Nati cântă iar în echipa de închinare și îl mai avem pe Eusebiu, care e pasionat foarte tare de două lucruri.
de muzică și de sport. Și acum este așa un conflict și mă rog Domnului să mă lumineze, să nu pun vreo frână când nu trebuie. Parcă am așa un pic de frică de sport, de fotbal. A fost premiat cu cel mai bun jucător din echipa orașului, FCM Târgu Mureș. Dar după care am încercat să-l canalizăm spre alte lucruri gândindu-ne și a văzut și el că în sport nu e un mediu atât de potrivit pentru copiii care îl iubesc pe Dumnezeu și nu cumva să fie alte influențe în perioada asta în care este prea crud și neîntemeiat așa ca să țină piept. Dar Dumnezeu știe cum este mai bine și ne rugăm încă este și identificăm în sport unul dintre cei 7 munți, că vorbeam despre asta mașină, sfere de influență din societate, alături de muzică, business, sunteți implicați, iată, în câteva domenii din societate, biserică, familie, deja am enumerat vreo 5, Domnul să vă ajute. Și să dea Domnul să vă, cum ai spus tu, să vă lumineze și cu referire la el. Acum am văzut că e foarte pasionat și de chitară, studiază chitară clasică și profesorul are foarte bune referințe despre el. Zice că e foarte talentat, nu e atât de multă muncă cât talent, dar și muncește. Și am văzut că e pasionat, deja o cânta și în biserică, câteva piese. Parcă mie ca mamă îți crește inima. Aș investi mai mult în domeniul acesta, văzând că e și mai puțin periculos și dar i-am spus Domnului că nu voi manipula copiii mei ce meserie să aleagă, cu cine să se căsătorească sau ce să facă. Mă rog pentru ei și las pe Domnul să-i călăuzească. Apropo de asta, Rodica, te-am auzit de multe ori vorbind despre atitudinea de victimă și cum nu ești de acord cu ea și te aud mereu visând împreună cu Dumnezeu, te aud mereu parcă ascultând inima lui Dumnezeu pentru biserică, pentru societate, pentru familie și dorind să clădești, să conlucrezi, așa cum ai spus tu mai înainte. Aș vrea să te întreb ce te încurajează pe tine și cine ți-e mentor? Cum rămâi pe poziții? Pentru că, cum ai spus, nu ți-a fost ușor mereu și totuși iată că în multe domenii înaintați, ca și familie, sunteți un exemplu pentru noi din multe puncte de vedere. În primul rând vreau să spun că Dumnezeu pregătește pe tot parcursul oameni care să fie alături de noi și lui mulțumim că suntem mădulare unii altora. Tot timpul am avut mentori și ei sunt acolo, vreau să spun telespectatoarelor, să nu dispere că nu au mentori, pentru că ei sunt acolo, trebuie numai să ne rugăm și să putem să le acordăm și încredere. Și poate să fim intenționali, n-ai găsit și ai căutat? Da. Și ai... Am avut în primul rând pe părinții mei care, cum ți-am spus la început, au accentuat foarte mult pe partea de relație cu Dumnezeu și educație. Deci ne-au pus o carte în mână și ne-au spus, ne-au plătit profesori din banilor puțin și ne-au spus asta este cheia. Nu se poate merge fără acest sacrificiu, timp de o parte, pentru studiu, pentru citit, pentru a fi un bun profesionist. Apoi am avut în biserică surori care erau pline de Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a descoperit să aibă o afecțiune pentru mine. Cum ți-am spus, este sora Aurelia Costin, care a trecut la Domnul de mai mulți ani. Foarte mult m-a învățat despre Duhul Sfânt, despre rugăciune, despre cum Dumnezeu are un plan și îmi spunea, Dumnezeu are un plan cu tine, ai grijă, fă lucrurile astea, nu fi nepăsătoare și foarte, foarte mult Domnul a lucrat prin ea în viața mea. Apoi au fost și păstorii noștri și l-aș aminti pe fratele pastor Bergheanu, deși nu este singurul, îl amintesc pentru că telespectatorii deja îl cunosc, care mi-a spus, Rodica, tu poți să faci lucrul acela. Și l-am făcut și au fost mai multe lucruri, inclusiv emisiunea pentru noi femeile, îi se datorează dânsului, care m-a recomandat și am făcut prima emisiune pilot. A fost și aici o poveste. Da, n-am știut asta. Și mă întreb, când am venit aici, am zis, Doamne, ce-a văzut în mine? Că nu știu dacă mă voi descurca.
Mai ales că primeam, acum fac o paranteză și îți spun și secretul emisiunii, nu știu cum stăm cu timpul. Stăm cam prost, da? Poate că o să ne limităm la aspectul ăsta. Deci, când am primit invitația să vin la Credo să organizez o emisiune pentru femei, mi s-a spus, vai, dar televiziunile creștine, pe lângă televiziunile laice, sunt atât de departe și nu avem profesioniști și noi nu ne putem pune cu ceilalți. Și atunci m-am rugat și am zis, Doamne, eu nu fac lucrul ăsta, că sunt destul de ocupat oricum. Decât dacă Tu dorești, decât dacă Tu ai un beneficiu din asta. Și Domnul mi-a adus imaginea cu David și Goliat. Și a spus, chiar dacă sunt alte persoane care s-au pregătit pentru asta, că eu n-am terminat nici jurnalistică, nici alte facultăți în domeniu, am terminat științe economice, că business-ul era prima mea chemare. Eu mă voi duce în numele Tău, așa cum s-a dus David. Nu contează că eu sunt mai nepregătită, este oportunitatea de a proclama numele Tău, de a vesti cuvântul Tău. Și atunci, cu această pietricică care este puternică, vom putea zdrobi valorile întunericului. Amin, da. Vom putea aprinde lumini, vom putea aduce speranță. Și chiar dacă unii se vor supăra, îmi asum riscul, sunt multe televiziuni și multe emisiuni care nu aduc pace oamenilor. Aduc un duh de ceartă, aduc o stare de neliniște, altele care vin cu provocări doar pentru trup, sexuale, și aprind gânduri care n-ar trebui să fie aprinse. Cred că suntem mult prea familiari cu și atunci, astfel de nu vreau să le critic, dar Dumnezeu are alte valori. Dumnezeu are alte valori. Și am zis, vreau să fiu o voce care vorbește de aici. Vorbește despre viață și pentru viață și pentru o viață fericită care Dumnezeu a gândit-o. Și uite că suntem la a multa ediție a emisiunii. Da, nu știu exact ce număr avem, dar la un moment dat aveam peste 100 de emisiuni, pentru că în ani s-au adunat și invitate au fost multe și femei deosebite și invitați, că am avut și soții doamnelor de multe ori sau alți oameni care aveau ceva de spus în dreptul femeilor. Și eu cred că am reușit să aducem lumină și încurajare. O singură întrebare vreau să și cu asta să încheiem. Ce citești acum? Ce este pe noptiera ta? Păi, sunt mai multe cărți acum. Sunt cărți pe care le-am citit și care mă mai uit așa un pic. Este cartea Rodică-i Volintirul, Cunoaște frumusețea lui Dumnezeu prin post și rugăciune, o carte care m-a ajutat foarte mult și mai mă uit la câte un paragraf, apoi mai am... citită de curând cartea lui Bill Johnson, Când cerul invadează pământul, și tocmai acum citesc Why Not Woman, De ce nu femeie, de Lauren Cunningham și David Hamilton, care îmi place foarte mult și care mă încurajează cum avansez în citirea ei, că femeia este gândită de Dumnezeu pentru mai mult, pentru a duce multă biruință și avea multe implicații în împărăția lui Dumnezeu. Faptul că femeia nu și femeia să stea acolo în bucătărie, cum ai spus, da? Și să nu se implice, vine din cultura păgână. Și asta mă încurajează foarte mult să spargem tiparele acestea. Deci iată că ți-am răspuns cumva la întrebarea cu mentorii, vorbind de mentor pe care i-am avut și mentor pe care i-am acum, poate unii indirect, care nu mă cunosc, cărți, dar prin cărțile lor. Și nu vreau să se înțeleagă că noi am intrat în competiție cu bărbații. Este foarte clar, noi trebuie să completăm, să ne facem partea noastră, și dacă partea noastră nu este făcută, împărăția lui Dumnezeu pierde. Și cu acest gând vă lăsăm, stimate telespectatoare. Vă încurajez să vă chemați, să vă identificați, să vă căutați, să vă identificați chemarea și să vă lăsați folosite de Dumnezeu pentru, așa cum citeam mai înainte, faptele bune pe care le-a pregătit pentru dumneavoastră. Fiți binecuvântate și fiți încurajate, fiți lumini acolo unde v-a așezat Dumnezeu. La revedere!
emisiune sponsorizată de Matero.